Salut, uitați aici expertul DNA care a cerut o mită, 13.000 de euro, a primit 12.000, condamnat la 3 ani. Nu vă este rușine ca un expert DNA, cea mai importantă instituție împotriva corupției, ca să fiți corupt? Cum de v-ați lăsat cumpărat? Nu vă e rușine? 3 ani cu suspendare pentru corupție. Ai fi meritat 10 ani pentru că ai fost expert DNA. Nu vă e rușine, mă, borfașilor? Ați ajuns și voi, mă, borfaș, mă, expert DNA, care ai fost, ai luat bani, mă, să vă fie rușine, mă, borfașilor, mă, expert DNA, 15.000 de euro șpagă cerută, mă, nu ți-a fost rușine, mă, că reprezinți o instituție importantă împotriva corupției, mă? Păi cum e, mă, cu lupul la oi? Lupul a stat între oi, nu? Borfașilor, excrocilor, ți-a cerut colegul tău în instanță dublarea pedepsei și cu executare. 10 ani, mă, meritați voi, mă, borfașilor, mă, să vă fie rușine. Expert DNA, excrocule, ai cerut mită, 12.000 de euro, mă, expert DNA, mă, expertule, mă, în mită, mă, borfașilor, excrocilor. Salut! Prieten, acesta este fostul expert DNA, DESPA, prins că a primit mită, 12.000 de euro, dintr-o mită cerută de vreo 15.000, ca să ajute pe un infractor ca să scape de un dosar penal pe care îl avea la DNA. Acest DESPA a fost condamnat pe fond la doar 3 ani cu suspendare de către Tribunalul București pentru că a luat mită 12.000 de euro. Și la care astăzi a avut apelul pentru că colegii lui din acel DNA a cerut dublarea pedepsei, și anume ca să primească 6 ani, dar cu executare. 6 ani cu executare minimum. Vom vedea că a rămas în pronunțare pentru acest expert DNA.